o cameră să o țin așa cu hainele astea, să le păstrează, trebuie să grijești și de ele. Pentru că în țoale știm și ei de lână, și ei năfrăm de păr, le rod molile, trebuie să le aerisești, să le îngrijești. Da-s frumoasă, când intri într-o casă de oameni gospodari, prima dată te uiți pe pereți, mă, și eu lucrat, asta a fost găzdoaie, nu a fost găzdoaie, nu intri ca într-o școală goală. Și în școală, dacă vedem să pun acum să mai fac și pe vremea mea să punea și în școală, cingeuță și să Să mai mai punea pășească, și câte o da? iconă. Și câte o iconă care ar trebui să nu lipsească nici dintr-o casă, nici dintr-o școală, nici de nicăreia, pentru că fără bunul Dumnezeu nu poți în viața asta face nimic. Oricând ne-am vedea de mari, de tari, Dumnezeu ne culcă la pământ în tripălite dacă nu încercăm să... Bineînțeles că Dumnezeu ne mai trimite încercări, nu poate și numai bine, dar cu Dumnezeu în suflet și cu credința că și să facem numai lucruri bune cât putem, Dumnezeu te ajută și te scoate de la lucruri care îți vin în viață, că nu-ți vin numai lucruri frumoase. Știu că de câte ori are Alina un festival sau un concert, întotdeauna ea înainte așa ați obișnuit-o și Da. probabil și dumneavoastră vă rugați pentru ea ca să-i meargă bine, ceea ce este un lucru Da. important, pentru că, Da. așa cum a zis, prin rugăciune. Da, și îi mulțumim pe această cale părintelui Fer. De câte ori avem ceva foarte important și avem drum la Bistrița, pentru că nu totdeauna îl aflăm acolo, dar când trec prin Bistrița, nu pot să nu intru pe la Sfânta Biserică, să zic o rugăciune și când îl văd acolo, parcă mă umple sufletul de bucurie. Așa frumos îi dă la Alina o binecuvântare de, nu știu, parcă ești sigur că în drumul care pornești îmi bine. Îi mulțumesc să-i dea Dumnezeu tărie în credință mai departe și să ajute cât poate lumea, că e foarte bine și așa face. Când vorbea mama, că i-am spus și la băiat, nu mă gândeam la Ionuț, mă gândeam că Alina are deja un Nu, la urmator Ion. și a spus, ai grijă, hainele rămân acolo. Nu, 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 la fratele meu. la Fratele ei, la Ionuț, care a fost și ziua lui de naștere sâmbătă. La mulți ani. La mulțumesc frumos. Știu că ați avut curtea plină de oameni, Da, că... duminică, pentru că sâmbătă a fost de lucru, duminică am avut musafir de ziua lui. Așa a fost de bucuros și el ca un copil, pentru că totdeauna, șindu-le apropiate așa, deci la distanță de câteva zilele de naștere, mai am o nepoțică care la fel era tot așa între ei. Obișnuiam și încă mâine la noi să ține pentru țară înainte sărbătoarea a treia zi de Sâmcetru. Faceam tort și sărbătoare de ziua lui, în ziua lui Alina, îi sărbătoream pe toți, la fiecare le faceam tort și așa, dar parcă ei doi se simțeau cumva, tot ziua lui Alina era, că era în ziua ei. Și acum Ionuț a fost sărbătorit singur și Alina sărbătorim, uite, la tine în emisiune pentru mâine, pentru că mâine, dacă Dumnezeu îi ajută, va pleca într-un... Va sărbători Da. cu colegii de cântec pe drum. Da. Și le urăm la tăți drum bun, să aibă succes, salutăm pe Domnul, salut și eu pe Domnul Nelu Simionca și pe toți cei din ansamblu. Și înainte de a cânta, Alina, vreau să vă întreb dacă o să aveți un ginere care o să zică, pune hainele lui socra în dulap, iale, ce îi Doamne spuneți? fer, Doamne fer, să nu mă ție Dumnezeu atunci. Să nu mă ție Du-le în Dumnezeu cămară. să vede. De asta v-am spus și am admirat aseară când îți dă Dumnezeu un bărbat care să apreciază cântecul și să te încurajeze și îmi spunea de câte ori când o vedea că intră pe scenă pe doamna Nina Buga, când intră cu emoții și zicea, vai, că am văzut pe altul mai bun sau nu știu ce, zicea, nu e adevărat, tu ești mai bună. Nu știu dacă Concurja. mă crezi, menuț, atât am putut să admire o lucru ăsta și am zis, Doamne, m-am gândit, dacă i-ar da Dumnezeu și la Alina, o familie, așa, un bărbat care să știe să aprecieze cântecul și câte sacrificii să fac mergând pe un drum, că nu e așa de ușor să iei geantă și hai, dar până nu știu unde, în București sau în altă țară, în alt colț de țară, lumea văzând din afară, păi și doar cât e de ușor merge să distrează, nu e așa. E foarte obositor S drumul. foarte obositor, foarte mare emoții, trebuie să și îmbrăcat impecabil, să cânți la fel, să ai starea sufletească necesară, bună, să și vesel și dacă Și inima îți plânge, gura râde, ochii râd. consumare pe Da. scenă, Și dacă vrei să dăruiești. da, ar și păcat, nu știu, când văd unele voci bune și talente care s-au mormântat așa în familie, nu mers mai departe, e păcat din cauza... Nu, e foarte greu, foarte greu, dar Dumnezeu Alina, sper că o să ajute Dumnezeu să dea un Alina, om da, alături de ea care un om să... bun.
Să știe aprecia. Alina are în plus și povara de a fi avut o profesoară foarte bună și trebuie să urmeze modelul, da. Deci nu te poți abate de la această cale. O să vorbim în partea a doua a emisiunii despre premiul obținut la Festivalul Valeria Peter Predescu. Luăm un telefon dacă este, pregătim piesele Peteluța Roșă în Cui și auzit amba de eu, vreau să te întreb cu Peteluța Roșă în Cui, te-ai lansat-o așa mai oficial, după Maramureș. Da, a fost primul cântec care l-am înregistrat de Bistrița. Și care a prins foarte bine. Alături de doamna Valeria, care am... Și melodia a fost ideea dumneaei. Deci când am spus textul, a fost ei de acord cu melodia respectivă și cu dumneavoastră s-au făcut și înregistrările. Și luăm telefonul. Alo? Alo? S-a întrerupt telefonul. Vă așteptăm cu telefonul după pauza de publicitate. Până atunci vreau să vă mai... Sau luăm acum, dacă este telefonul. Să vă mai anunț că în această seară de la ora 9, stați până la... Alo? Alo? Bună seara! Alo, bună seara, Nenuțu! Bună seara, doamna! Unde ați fost, doamna Otilia, de o perioadă așa bună? Vai, Nenuțu, am fost becheagă, rău, am fost becheagă. Am făcut un diabet mare, i-am stat numai prin spitale. Nu, pare n-am știut, chiar n-am știut, de știam, de-mi spunea cineva, poate veneam într-o zi să vă vizitez. Hai, mulțumesc frumos! Sănătate pare multă rău, vă dorim! Vă dorim sănătate! Vreau să felicit pe doamna Genuca pentru fata frumoasă. Mulțumim! Care i-a dat-o Dumnezeu. Da, Dumnezeu! Și talentul ei, e o scumpeche de fată, cum e și mama ei. Mulțumim frumos! Sunt o felicit din tot sufletul meu și doresc numai bucurie și numai drumul preferat cu perle în viața ei. Și îi va da Dumnezeu și un bărbat, așa exact cum a zis mama ei, bun și cum să cade că sufletul e bun. Și sunt să o felicit și o apreciez foarte mult pe doamna Genuca pentru mâinile de diamant care le are. Mulțumesc frumos! Dacă vine la Bistrița, am auzit că în doi am să mă duc și să o vizitez. Dar aștept! Sănătatea o să-mi permită. De mult am vrut să te cunosc. Și eu mă ocup cu lucruri de mână. M-am ocupat, mai bine zis, că acum mai rar. Las că să vădă Dumnezeu cât mai frumoasă viața de acum înainte și să te bucuri și de fată ca și de băiat și să te țină Dumnezeu în viață să-ți crești și nepoții, să te bucuri. Mulțumesc, să vă dea Dumnezeu tău și mai frumos în lume și sănătate în primul rând și când ne întâlnim am să vedeți... vin și am să mă prezint, să vreau să te cunosc de mult, așa că la Alina îi doresc toată fericirea și tot binele din lume. Și o să-i dai Dumnezeu că pe tipul ei să citește că e o fată bună și o fată cu minte și cu un suflet de aur, așa cum ești și dumneata. Mulțumesc, Și ție, Menuțu, îți doresc ca întotdeauna emisiuni frumoase, te apreciez din tot sufletul meu. Mulțumim și îmi pare bine că vă reaud. M-am gândit de-o că ceva s-a întâmplat, de am nu ne-am mai auzit. Am făcut un diabet că s-o mira spitalele de 722. Doamne, Doamne, da să fie bine de acum și să sănătate vă... multă. Mulțumesc frumos și emisiuni frumos în continuare. Vă pup să rămână. Și noi. O seară bună. Și noi, Dumnezeu vă dai sănătate. Vineri la ora 11 e deschiderea oficială la Casa Armatei în parc. Poate ne vedem, doamna Otilia, acolo cu mare drag. Pentru dumneavoastră, în special pentru doamna Otilia Macra și pentru toți telespectatorii, două piese cu Alina Ceuca. Peteluță roșă-n cui, copilă ca mine nu-i. Peteluță roșă-n cui, copilă ca mine nu-i. Ia-s copilă și mă-i face lai, lai, la, 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 la. Omul hât să-mi dăie pașe, lai, lai, la, la, la. Omul hât să-mi dăie pașe, dar și-e frumoasă via în coașe. Cine are patru boi, vie sara pe la noi. Cine are patru boi, vie sara pe la noi. Cine are un boșovac, lai, lai, la, 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 la. Ești prilazul, nu-mi-l treacă, lai, lai, la, la.
la la la.